Bustul lui Ion Ghica dezvelit la Târgoviște. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, Ion Ghica a fost omagiat la Târgoviște joi 29 octombrie. Sculptorul piteștean Marius Viorel Ivanovici a realizat o frumoasă lucrare a acestei personalități marcante a României, care a fost amplasată în fața Colegiului Economic Ion Ghica din municipiu, instituție ce îi poartă numele. La dezvelirea bustului au fost prezente și oficialitățile județului. Referitor la importanța de astăzi, vreau să fiți mândri că liceul în care învățați și liceul în care învățați pe elevi poartă numele unui om care a fost de atâtea ori prim-ministru, președinte al Academiei Române și despre care nu știm ce să spunem mai înainte, că a fost un mare matematician, mi așa îmi place să spun, dumneavoastră vă place să spuneți că a fost un mare economist, dar în orice caz a fost unul dintre marii noștri înaintași. Spuneam așadar că trebuie să fiți mândri că liceul dumneavoastră îi poartă numele, dar îmi place să cred că de pe socul de acolo sau de mai sus, el însuși este mândru că numele său este dat unei astfel de școli. Mă simt extrem de emoționat și foarte, foarte onorat ca una dintre lucrările mele și de astăzi înainte, poate cea mai importantă lucrare a mea, stă așezată în fața acestui liceu, într-un oraș plin de istorie. Anul trecut, la 90 de ani, am făcut o promisiune în sala de jos și, fiind un tip organizat, cei care mă cunoști lucrul acesta, îmi notez tot, nu uit niciodată nimic. Și anul acesta, în cadrul unei tabere de sculptură pe care am înființat în urmă cu 2 ani de zile, am reușit să realizăm și ceea ce am promis anul trecut. Momentul acesta are o dublă semnificație. Mai întâi de toate, cinstirea memoriei unei personalități marcante a României și a unui om cu legături strânse cu județul Dâmbovița. Și în al doilea rând, cinstirea dumneavoastră, celor care dați astăzi și înaintașilor dumneavoastră personalitate și importanță unei școli recunoscută la nivel județean și la nivel național. Deci vă cinstim în egală măsură, așa cum o cinstim pe Ion Ghica.